Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii dedicată sportului minții. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să aflați noutăți din lumea șahului. Campionatele naționale pentru copii și juniori au debutat la Eforie Nord pe 12 aprilie cu prima rundă de șah clasic. Timp de 10 zile, Eforie Nord găzduiește aproape 600 de juniori care se luptă pentru titlurile de campioni naționali la șah clasic, rapid, blitz și dezlegări. Competiția cuprinde 7 categorii de vârstă, de la 8 la 20 de ani, open și fete, cu 420 de copii și juniori participanți la șah clasic. Deși este doar luna aprilie, care se află în afara sezonului turistic obișnuit, la Eforie Nord a fost o atmosferă plăcută, cu soare și temperaturi blânde, iar briza mării pare să fi contribuit la buna dispoziție a copiilor pe timpul competiției. În ziua a 5-a a competiției de șah clasic a avut loc și campionatul național de dezlegări probleme de șah, la care juniorii au rezolvat diagramele sub supravegherea arbitrului internațional Dinu Ioan Nicula. Ora un bun venit la finala de dezlegări. Succes în toate sporturile. Și la șahul clasic. Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah, a fost prezent la eveniment și a felicitat copiii pentru eforturile lor. Bine ați venit la runda numărul 4, concursul național de juniori. Vă doresc să faceți astăzi o partidă bună, să continuați să învățați șah, pentru că șahul este un prieten bun pentru voi și care vă va ajuta în viață. Vă doresc mult succes, să aveți putere să duceți acest turneu până la capăt și să ieșiți învingători, pentru că, nu-i așa, cu toții sunteți campioni, cu toții sunteți învingători și sunt convins că va fi o experiență frumoasă pentru voi acest campionat. Domnule președinte, cum vi se pare atmosfera aici la Eforie Nord? O atmosferă foarte caldă. Și afară vremea este superbă, dar și în interiorul sălilor de joc atmosfera e caldă. Am văzut o organizare frumoasă, cu condiții care cred eu că sunt bune, spre foarte bune. Am văzut o participare bună, am văzut un număr de aproape 570 de copii care participă la campionatele de șah rapid. Am văzut un număr mai mic de copii care participă la șah clasic, pe undeva explicabil prin faptul că suntem în perioada școlară, nu mai suntem în perioada de vacanță, așa cum am fost în calendarul anului precedent. Însă participarea este numeroasă. Am stat de vorbă cu părinți, am stat de vorbă cu copii, am stat de vorbă cu organizatori și cred că avem un campionat național de juniori reușit. Părinții sau însoțitorii au fost alături de micuții participanți pe tot parcursul evenimentului, bucurându-se de victoriile lor și resimțind uneori mai multe emoții decât copiii. Partidele spectaculoase continuă la Eforie Nord până duminică, ziua în care va avea loc festivitatea de premiere. Astăzi vom afla și cum este să fii părinte de șahiști. Avem invitat pe doamna Simona Trăgoi, mamă a 3 copii minunați, 2 băieței și o fetiță în vârstă de 7, 5 și respectiv 3 ani.
toți joacă deja șah, iar cel mai mare dintre ei, Aron Drăgoi, este deja multiplu campion al capitalei, a luat locul întâi și la Slobozia, la recentul concurs desfășurat acolo, așadar rezultate foarte bune deja. Doamna Simona Drăgoi, mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Mă bucur și eu foarte mult, mulțumesc pentru invitație, chiar ne doream să venim din nou în emisiunea Strategie în Alb și Negru. Am avut pe Aron Drăgoi invitat și telespectatorii noștri pot să vadă interviul cu Aron, în care ne-a povestit foarte multe rezultate, are deja pentru vârsta de 7 ani, dar am vrut neapărat să văd cum se întâmplă că deja copilul Asher de 5 ani, frățiorul lui, îi calcă pe urme. Poate vom reuși să prindem 2-3 cadre și cu ei, pentru că sunt alături de noi astăzi, și fetița deja la doar 3 ani deja știe să așeze piesele. Cum ați făcut în calitate de părinte să ajungă la aceste rezultate extraordinare? În primul rând, Aron, l-am înscris pe Aron la șah și ceilalți frățiori, văzând că Aron vine acasă cu premii, cu pe medalii și cadouri, au fost foarte încântați și au zis că și ei vor. Acum Asher, care are 5 ani, am ea mai târziu, încă n-am înscris-o pe ea, e prea mică, dar Asher știe să mute piesele. Da, a învățat acasă, alături de frățiori, și chiar îi surprind așa, jucând împreună. Chiar Asher o învață cum mută turnul, cum mută dama. Extraordinar, deja învață șah, se învață unul pe altul. Exact, se învață unul pe altul în joacă, că noi așa am făcut totul până acum, în joacă, de când era Aron mic. Am făcut diverse joculețe cu el și am învățat, am văzut că are o memorie foarte bună, el era atras de jocurile de logică, de memorie, de așa, și a dezvoltat partea asta destul de bine de când era mic. Și la un moment dat am zis, hai să îl punem pe Aron, să vedem dacă știe, dacă îi place șahul. Ne-a venit nouă așa o idee, bunicul fiind la noi și nefăcând ceva util, să zicem, am zis, hai să joace șah, pentru că bunicul joacă așa și i-ar fi plăcut să joace cu cineva. Și atunci a fost momentul în care Aron a descoperit șahul, să zicem, pe la 5 ani. Ca o joacă, e exact. Această expresie, ca o joacă, stă de fapt un concept foarte important, că nu l-ați obligat, nu l-ați pus să vadă șahul ca fiind ceva foarte complicat de la bun început, cel puțin, dar mă gândesc că acum deja are antrenamente și merge la Clubul Sportiv Universitar de Șah în București, la școala de șah. Da, merge la școala de șah, au antrenamente amândoi, și Aron și Asher, la grupă. Aron mai face și antrenament individual cu antrenorul lui, Cristian Petrescu. Asher momentan doar la grupă, dar participă împreună la turnee în țară. Am înțeles că a fost cu tăticul la Slobozia, da, cu soțul dumneavoastră. Da, și acum, de curând. Chiar de curând, da, s-a terminat weekendul ăsta. A fost din nou pe locul întâi, fără nicio înfrângere. La fel a încheiat și la campionatul organizat recent de Academia de Șah. Da. Tot 7 puncte din 7 a avut acolo, la campionatul capitalei, la fel. Și mi se pare extraordinar, adică am mai văzut copii talentați, dar chiar 3 turnee la rând, să fii locul întâi fără nicio înfrângere, este ceva excepțional. Da, e adevărat. De la începutul acestui an, Aron a continuat să aibă din ce în ce mai multe rezultate, începând cu campionatul național, care s-a desfășurat atât de la clasic, cât și, da, de la Călimănești, atât de la clasic, cât și la rapid, a reușit să ia locul 1, respectiv locul 2, campion și vicecampion, și apoi a continuat cu celelalte campionate de aici mai de aproape, să zicem, și asta pentru că îi place șahul, se antrenează cu antrenorul lui, dar își face temele individual, singur acasă, are un program strict, să zicem așa, după lecțiile lui de la școală, trebuie să-și facă... Și el singur își face, își respectă acest program sau trebuie, da, să mai interveniți? Noi ne asigurăm că și-a bifat toate obiectivele, să spunem. Fiecare dintre copii au o tăbliță așa, cu activitățile lor pentru aici fiecare zi. Aici vreau să ajung. Care sunt trucurile pe care le folosiți în calitate de părinți pentru a-i aduce la astfel de rezultate? Ce fel de tăblițe? Este o tăbliță cu mai
multe rânduri așa și da. Cu un checkmark aici. Când au făcut activitatea respectivă, bifează. Adică dau o biluță și se face un checkmark că este făcută cumva. Am căutat câteva metode de a-i angrena așa și ceva care să-i motiveze și pe ei. Și fiindcă le-am zis că la final, după ce și-au bifat tot ce au de făcut, o să primească și ce-și doresc și așa mai departe, cumva i-am făcut să-și dorească ei singuri să și le bifeze. Da, aici este extraordinar că vă văd în turnee împreună, întreaga familie, cei doi părinți cu cei trei copii și fetița, frumusețe, deja la 3 ani joacă, deja multe piesele și vă văd, îi văd cu câtă bucurie vin la turnee. Poate alți copii vin așa la așa, mai mult sau mai puțin împinși de la spate de părinți, dar ei vin cu o bucurie extraordinară și sunteți așa întreaga familie, într-un zâmbet continuu. Da. Adevărat, este... cred că se datorează faptului că nu vedem șahul ca pe ceva care trebuie făcut, ci mai degrabă am descoperit faptul că Aron poate, are potențial, ne place să investim în asta și să-l susținem mai departe, să ajungă acolo unde își dorește, că ne-a spus că vrea să-și facă un club de șah și să devină chiar el antrenor. Și Așot și Amia deja îi calcă pe urme. Da, și ceilalți doi, văzându-l pe el, își doresc și ei. Și este foarte bine ca cel mare, copilul cel mare dintr-o familie să fie exemplu. Că atunci dacă cel mare este acolo unde trebuie, ceilalți îl urmează de obicei. Cam așa se întâmplă. Și nouă ne place să mergem împreună în turnee. Și Asher deja a luat premii la vârsta lui, la 5 ani. Exact. A câștigat și Asher, are în jur de 15 cupe și medalii. El face șah de un an. Se antrenează doar la grupă, cum ziceam, și acasă își face temele. Are carte de șah cu combinații și tot felul de mat în una, mat în două și își face temele în fiecare săptămână, își face câte 4-5 pagini din carte și... Extraordinar! Da, cumva și e... Și îi lăsați și în fața ecranelor mai mult, mai puțin, care ar fi regulă? Au și timp în fața ecranelor, pentru că na, ca orice copil și ei sunt atrași de ecran, dar au un timp limitat. Și se joacă și șah pe telefoane, bănuiesc. Da, se joacă și online, pe Lichess în special și pe chess.com, dar timpul în fața ecranelor, cum ziceam, este limitat și este condiționat de activitățile lor. Dacă și-au bifat sau nu în ziua respectivă, au mai mult sau mai puțin timp seara, să zicem. Înțeles. Și dacă încep să plângă, nu vreau neapărat telefon. Se întâmplă și situații din astea, dar cumva la vârsta la care ei sunt acum au înțeles că nu pot să primească... Eu am glumit, am văzut că sunt foarte responsabili. Da. Chiar în pauza dinainte deja spunea, mami, pot să joc șah pe telefon? Mi se pare extraordinar și aș vrea să-i vedem puțin și pe băieții, dacă toți sunt astăzi aici, da. Cu acordul dumneavoastră, să-i sigur. Vedem și pe ei un minut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamna Simona Drăgoi, și ne vom revedea cu siguranță la următoarele concursuri. Sper să vă văd în formație complete și de ce nu să joace și Amia la primul ei turneu. E sigur, și noi ne dorim. Mulțumim mult pentru invitație și băieții abia așteaptă să intre și ei să... Vă mulțumesc că îi așteptăm și pe ei. Da, mulțumim. Haideți, băieți. Îi avem alături de noi și pe cei doi băieți minunați, Aron și Asher. Aron, bine ai revenit în studioul emisiunii Strategie în alb și negru. Mulțumesc pentru invitație. Astăzi a fost mămica ta, cea pe care am invitat-o în mod special pentru a afla cum a reușit să crească așa un campion, un viitor campion, și deja am înțeles că și surioara voastră vorbește de tine. Știu că ești Aron Drăgoi, dar pe tine cum te mai cheamă? Drăgoi Moise Asher. Drăgoi Moise Asher, foarte frumos, Asher. Și tu joci de puțin timp șah, așa este? Da. La ce turneu ai jucat ultima dată? La școala de șah. Bravo! Și am văzut că deja ai 15 cupe acasă, foarte mult pentru vârsta lui de 5 ani, iar tu, Aron, de asemenea, ai obținut în ultima perioadă, am spus deja, de 3 ori locul întâi, doar în ultimele 2 luni, mi se pare extraordinar. Cum a fost la Slobozia? Câte puncte ai făcut? Am făcut 5 puncte jumătate din 6. Din 6. Deci din nou ai încheiat turneul neînvins, nu? Singura remiză, foarte frumos. Uite, mă bucur să vă văd unul lângă altul, cum Asher îți calcă pe urme, și vă aștept mai încolo, când mai crește și Asher, să vină și el invitat să ne povestească
ce rezultate a avut și dacă sunteți în continuare la același nivel și chiar mai sus. Vă aștept, dragii mei, cu mare, mare drag și data viitoare. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați venit. Doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regelui. Părinții m-au susținut enorm în ceea ce privește pasiunea mea pentru șah. Când mă întorceam acasă după un turneu, chiar și dacă am lipsit de la școală, mereu mă primeau cu brațele deschise. Nu am simțit deloc vină în a continua să joc șah cu atât de mult entuziasm. Ei nu au considerat niciodată sportul minții ca un rival al activităților academice. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă aștept și data viitoare cu alte noutăți din lumea șahului. O săptămână frumoasă să aveți și nu uitați de gimnastica minții! Emisiune oferită de compania Erbașul.